Bună ziua, vă salută Tatiana. Dragile mele doamne, nu v-am uitat, doar că între timp am filmat de două ori am pierdut tutorialul din cauza luminii. S-a întrerupt lumina și am pierdut. Bineînțeles, eu am lucrat deja o bună parte din mileu. Prima dată am desfăcut, nu doresc să mai desfac și acum. Însă, vă voi explica modul în care am ajuns în acest punct. Eu am lucrat deja 100 de grame de fir, am adăugat cea de-a doua bobină. Noi rămăsesem la sfârșitul primului tutorial, în acest punct, unde aveam deja 4 piciorușe duble la fiecare raport. Mergând înainte cu lucrarea, în corespondența fiecărui raport, vom face o mulțire în primul picioruș dublu. Deci, mergând doar înainte. Astfel, pe măsură ce vom lucra, numărul piciorușelor duble se va mulți, iar rapoartele vor scădea, pentru că, așa cum v-am explicat aici, la închiderea unui raport, cu fir alunecat, am ajuns în corespondența primului picioruș din raportul următor. Eu am lucrat, am ajuns până în acest punct. Aici sunt în corespondența piciorușului dublu din acest raport și voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. După care voi face doar piciorușe duble fără să înmulțim până la sfârșitul raportului. Eu sper că dumneavoastră înțelegeți și... Așa cum vă spuneam, îmi pare foarte rău să desfac din nou. Am dus o muncă titanică, pentru că, așa cum vedeți, este cam mult de lucru, însă se vede că acest mileu este cu ghinion. Deci, vom lucra piciorușe duble până în corespondența ultimului picioruș dublu din fiecare raport. Am lucrat și ultimul picioruș dublu. Acum voi face 2 ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondența celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, din nou 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet și intrăm în primul picioruș dublu al raportului următor. Am făcut un picioruș dublu, firul pe croșet, voi face cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș și voi continua cu piciorușe duble fără înmulțiri până la sfârșitul rândului. Suntem la sfârșitul ultimului raport, voi face ultimul picioruș dublu, după care voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi întoarce lucrul și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior voi face picioruș dublu. Astfel vom continua și noi ne întâlnim la sfârșitul acestui raport pentru a continua lucrarea. De unde știm când ajungem la sfârșitul rândului? Pentru că, după cum observați, aici avem două rânduri de piciorușe duble și aici doar unul. Deci aici va fi sfârșitul fiecărui rând. Omitem acestea, aici ne oprim. Am lucrat și ultimul picioruș dublu din rândul de întoarcere. Deci acum voi face 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența următorului raport și voi lucra din nou doar piciorușe duble. În felul acesta ne îndreptăm către sfârșitul acestui rând și când vom ajunge la capăt ne vom întâlni din nou pentru a vă arăta cum procedăm. În cazul în care aveți nelămuriri, veți putea observa în partea a doua mai bine cum procedez. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat în acest mod și nu a fost voia mea.
Încet, încet ne îndreptăm către sfârșitul acestui rând, piciorușe duble. Așa cum v-am spus, veți înțelege foarte ușor în momentul în care ajungem la sfârșitul rândului. Vedeți? Nu este greu, doar că aveți nevoie de timp și de răbdare pentru a lucra acest mileu. Pe cât este de frumos, pe atât este de mult de lucru la el. Deci, ajungem la sfârșitul rândului, facem ultimul picioruș dublu, întoarcem lucrarea și cu fir alunecat vom ajunge în corespondența primului picioruș dublu din următorul raport. Deci fir alunecat până când vom ajunge la capăt, în felul acesta, și cu fir alunecat vom depăși și cele patru ochiuri de lanț de separare. Cum vedeți, imediat se lucrează. În felul acesta înaintăm cu lucrarea noastră. După cum vedeți, am ajuns în corespondența celor patru ochiuri de lanț de separare și aici voi face fir alunecat pentru a ajunge în corespondența piciorușului dublu. Și am ajuns în corespondența primului picioruș dublu din acest raport și voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și în corespondența aceluiași picioruș, cel de-al doilea picioruș dublu, după care următoarele vor veni lucrate unul câte unul, fără înmulțiri. Ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu a acestui rând înainte. Acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul și voi lucra piciorușe duble până la sfârșitul acestui rând, cu care vom închide prima parte a mileului, după care vom trece la partea a doua, care va fi lucrată în același mod. Imediat vă voi explica de unde vom începe și sperăm să încheiem cu brio acest proiect. După cum vedeți, mă îndrept către sfârșitul rândului, fac doar piciorușe duble, corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. În acest mod vom da viață și acestui proiect atât de mult așteptat de dumneavoastră și cu atât de multe probleme. Grăbește, se întâmplă. Iar aici am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu și vom scurta firul, după care îl vom ascunde. Așa cum vă spuneam, veți avea nevoie, cred că de mai bine de 150 de grame de bumbac pentru a încheia lucrarea. Firul îl vom ascunde la momentul potrivit. Acum avem această parte, da? Pentru partea a doua a lucrării vom începe din corespondența, voi lăsa un pic mai lung,
La mine este soare, de aceea se vede un pic de umbră, chiar dacă este LED-ul aprins. După cum vedeți, aici este partea cu cele mai multe piciorușe duble, da? Cred că reușiți să observați. De aici, de jos, noi vom porni cu rândul, partea a doua a lucrării. Deci, nu din acest colț unde avem doar două piciorușe duble, ci de aici. Și vom intra în corespondența primului picioruș dublu. Să intre așa și voi face un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. În corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în corespondența următorului picioruș și voi face un picioruș dublu, deci acum avem 3 piciorușe duble. Voi face 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt în corespondența celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, 2 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și intru în corespondența următorului raport în primul picioruș dublu și lucrez un picioruș dublu, apoi cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, astfel avem deja 2 piciorușe duble. Să fiți atente la firul dumneavoastră, să fie bine mercerizat. Firul pe croșet voi intra în următorul picioruș dublu și din nou am obținut 3 piciorușe duble pentru un singur raport. Și voi continua cu 2 ochiuri de lanț, 1, 2, un picioruș scurt în corespondența celor 4 ochiuri de lanț, 2 ochiuri de lanț și voi continua cu înmulțirea. În felul acesta vom ajunge la sfârșitul rândului. După cum vedeți, firul meu foarte des rămâne în urmă, de aceea nici nu am mai vrut să desfac pentru a doua oară tot ceea ce am lucrat, pentru că este foarte mult de lucru și vedeți, în același fel continui lucrarea. La fel veți face și dumneavoastră, iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a ne întoarce și a continua și această a doua parte a mileului. Deci, acest raport constă în 3 piciorușe duble, după care continuăm cu 2 ochiuri de lanț de separare, piciorușul scurt în corespondența celor 4 piciorușe, celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior. Așa. Vedeți cât de des îmi rămâne firul în urmă. Piciorușul scurt, 2 ochiuri de lanț și continuăm cu mulțirea. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului grup format din cele 2 piciorușe duble. Și aici vom lucra ca și până acum. În corespondența primului picioruș dublu vom face o mulțire, iar în următorul vom lucra un picioruș dublu singur. Ajunse aici, deci vedeți, avem 3 piciorușe duble, să nu confundați aceste 2 ochiuri de lanț cu un picioruș. Și facem 1, 2, 3 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrul, firul pe croșet și vom intra în corespondența următorului picioruș dublu. Vom lucra un picioruș dublu, apoi în următorul din nou un picioruș dublu, după cum vedeți am 3 piciorușe duble, 4 ochiuri de lanț, 3, 4, firul pe croșet și voi lucra următoarele piciorușe duble, simple, fără înmulțiri, fără nimic. Deci întotdeauna rândul de întoarcere va fi lucrat normal, picioruș dublu. Picioruș dublu,
diferența fiind cele patru ochiuri de lanț de separare dintre rapoarte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului și vom continua. Am ajuns în corespondența ultimului raport de întoarcere. Voi face ultimul picioruș dublu. Acum voi întoarce lucrul și cu fir alunecat mă voi îndrepta către primul picioruș dublu din cel de-al doilea raport. Deci voi face din nou fir alunecat, așa cum ați văzut partea cealaltă. Încet, cu atenție, că firul meu rămâne întotdeauna în urmă. Și după cum vedeți, am ajuns în corespondența primului picioruș dublu din următorul raport. Și aici voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența primului picioruș, deci o mulțire am efectuat. Acum, în următorul picioruș dublu, voi face un picioruș dublu singur, din nou un picioruș dublu singur în următorul moment. După cum vedeți, acum am patru piciorușe duble. În acest mod am înmulțit și în această parte. La începutul fiecărui raport, la rândul înainte, am făcut o mulțire în corespondența primului picioruș dublu. După ce am lucrat și acestea, voi face două ochiuri de lanț, picioruș scurt în corespondența celor patru ochiuri de lanț din rândul anterior, două ochiuri de lanț și din nou, în următorul raport, voi face două piciorușe duble în corespondența primului picioruș, iar următoarele două le voi lucra în mod normal. Deci, pentru fiecare rând înainte, în corespondența fiecărui raport, primul picioruș dublu va fi înmulțit, după care vom continua cu două ochiuri de lanț, piciorușul scurt, două ochiuri de lanț. Noi vom continua singure și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Dragele mele doamne, eu am înaintat cu lucrarea, după cum vedeți și partea a doua se formează, după cum vedeți de această dată partea mai largă cu cel mai mare număr de piciorușe va fi în partea opusă începutului. Bineînțeles că în momentul în care lucrul va fi gata, va fi apretat și călcat, se va aranja așa cum trebuie. Deci, lucrând în modul în care v-am explicat rândurile înainte, în corespondența primului picioruș dublu din fiecare raport se face o mulțire, apoi se lucrează piciorușe duble în mod normal, rândul de întoarcere doar piciorușe duble și, bineînțeles, ochiurile de lanț de separare dintre rapoarte, vom ajunge la finalul acesta. Deci, practic, repetăm toate. Vedeți modul în care este aranjat, modul în care se prezintă lucrarea finală și, bineînțeles, și dumneavoastră veți proceda în continuare cum voi proceda și eu. Nu este nevoie, cred, de mai multe explicații. În caz că aveți nelămuriri, vă rog să-mi lăsați scris în comentarii. Eu voi reveni la final și vă voi prezenta lucrarea finalizată. Așa se prezintă mileul finalizat. După cum vedeți, este spălat, apretat un pic. Puteți să-l apretați cu gelatină. Găsiți pe canalul meu tutorial cu modul în care se apretează cu gelatină. Astfel îi veți da o ținută mult mai bună. Și, bineînțeles, așa cum vedeți și dumneavoastră, am meritat așteptarea.
merită chiar și sacrificiile, lucrul mult care este în acest mileu. Eu sper să fie pe placul dumneavoastră, dacă vă place, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, eventual să distribuiți, dacă vă place. Și eu vă salut ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni. La revedere!